Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Focus. Scene halucinante la Urziceni. O femeie a născut în curtea spitalului pe jos, ajutată de echipajul ambulanței, după ce unitatea a refuzat-o. Doi tineri au murit azi noapte în județul Dolj. Șoferul a scăpat mașina de sub control și a intrat cu ea într-un stâlp. Și a început programul Rabla local, cu întârziere însă. Înscrierile s-au blocat 2 ore din cauza unor probleme tehnice la aplicație. Imagini șocante au apărut pe rețelele sociale. La Urziceni, o femeie a născut chiar în curtea spitalului pe jos. Cu câteva minute înainte, fusese refuzată de spital, deși avea contracții puternice, astfel că a adus pe lume un copil pe trotuar. Atenție, urmează scene și informații care vă pot afecta emoțional. Spitalul din Urziceni. Naștere în curtea spitalului. Colega mea, Amalia Chiriță, se află la spitalul din Urziceni și vine cu detalii. Amalia, bună ziua! De ce nu a fost primită gravida? Care a fost motivul invocat de spital? Bun găsit, Livia. Totul s-a întâmplat în această dimineață la ora 6. Femeia în vârstă de 24 de ani a ajuns aici, la camera de gardă de la Spitalul Municipal din Urziceni, chiar cu 15 minute înainte să nască. Era în travaliu și avea dureri foarte mari. Ei bine, spitalul a refuzat-o și s-a spus că trebuie să cheme o ambulanță pentru a putea intra în spital. Motivul ar fi fost acela că în spital nu erau suficiente locuri și că femeia a venit prea târziu. Femeia a ajuns pe trotuarul de lângă spital când a început să nască. Un echipaj cu asistenți și medici de pe ambulanță au venit și ei în stradă, unde au ajutat-o pe femeie să aducă pe lume copilul. De altfel, acestea sunt și imaginile care au ajuns virale pe rețelele sociale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a transmis că Inspecția Sanitară de Stat verifică situația și încearcă să reconstituie întreaga scenă. Ministrul a spus că se vor lua măsurile necesare în acest caz. Purtătorul de cuvânt al spitalului ne-a spus mai devreme că nu ne poate oferi mai multe informații pentru că se află într-o ședință cu reprezentanții DSP. Ne-a spus doar că s-a deschis o anchetă internă în spital. Managerul spitalului, în schimb, a spus că Spitalul Municipal din Urziceni nu are o linie de gardă de ginecologie și că femeia urma să fie transportată cu ambulanța la Spitalul Județean din Slobozia. Din fericire, atât mama cât și copilul sunt bine, ei se află acum la Spitalul Județean din Slobozia și sunt monitorizați. Livia? Mulțumesc, Amalia. Grav accident azi noapte în comuna doljană Moțăței. Doi tineri au murit, iar alte 3 persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit polițiștilor, șoferul, un tânăr de 25 de ani, a pierdut controlul direcției într-o curbă. Autoturismul a părăsit șoseaua și s-a izbit violent de un stâlp de electricitate de pe marginea drumului. Bărbatul de la volan și un pasager au murit pe loc. Alte 3 persoane aflate în mașina făcută praf, cu vârste de 15, 22 și 26 de ani, au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Guvernanții se întâlnesc astăzi să discute modificarea codului penal, totul după ororile descoperite în azilele de bătrâni din țară. Premierul Marcel Ciolacu a cerut zilele trecute pedepse mai mari pentru cei care i-au chinuit pe bătrâni. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și are detalii. Carmen, ce se discută azi? Bun găsit! Chiar acum, la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu discută cu ministrul muncii, dar și cu mai mulți reprezentanți ai unor ONG-uri despre reforma sistemului de asistență socială. Premierul vorbea zilele trecute despre o posibilă modificare a codului penal, astfel că s-ar putea să fie majorate pedepsele pentru tratamentele inumane din azile. În cazul la care acest lucru se va întâmpla, noua lege se va aplica însă doar pentru faptele viitoare, nu și pentru cele comise în trecut. Însă, în timp ce guvernanții se gândesc cum să-i pedepsească pe oamenii care au chinuit atât de mulți bolnavi, apar noi detalii despre ororile din azile. Surse din anchetă spun că în ultima perioadă 12 persoane au fost mutate de la un centru din Maramureș la centrul din Mureș, din Bărdești. Dintre acestea, în decursul a 6 luni, 3 tineri cu dizabilități au murit, însă nu se știe care a fost motivul, pentru că patronii centrului nu au fost niciodată de acord să se facă și o autopsie.
De asemenea, și în capitală continuă să se descopere noi detalii despre azile. Un cămin din sectorul 3 al capitalei funcționa, deși nu avea voie. Practic, ANPC l-a închis în urmă cu ceva timp, însă acolo oamenii încă erau cazați în aceleași camere, bătrânii erau tratați la fel de rău cum erau și înainte și patronii își continuau activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu povestea pe larg, revin însă la Focus 18. Mulțumesc, Carmen. Bricul Mircea s-a întors astăzi din marșul de instrucție în apele Mării Mediterane. Studenții Academiei Navale au avut parte de o călătorie uimitoare. Mărturiile lor, imediat în jurnal. Suferea de o boală cumplită, iar neputința și durerile l-au dus într-un punct fatidic. Este povestea unui fost polițist din capitală, care a decis să-și pună capăt zilelor și s-a împușcat cu un pistol pe care îl deținea legal. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc într-un cartier de lux din sectorul 1 al capitalei. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, se afla acasă. A luat arma pe care o deținea legal și a tras. S-a împușcat în cap. Ieșeam cu fata în parc și am văzut o mașină de poliție, un Logan și o dubă parcată în fața casei respective. Nu știu să vă dau detalii. Știu doar că este o stradă foarte liniștită. Vedeți că e o stradă cu barieră. Sunt surprins de eveniment. Îmi pare foarte rău. Imediat s-a dat alarma, iar victima a fost transportată în stare gravă la Spitalul Elias din capitală, unde medicii au depus eforturi să-i salveze viața. După câteva ore, însă, s-a stins. Adrian Ionescu era fost polițist și a lucrat la secția 18 de poliție. S-a pensionat de curând. Bărbatul suferea de cancer și spun apropiații, din această cauză, ar fi recurs la acest gest extrem. Pus bun la... Bun, la avea metastaza, fața aia și durerile care le-a avut. Aici că avea metastaza, ce sunt. 30 de chile, nu știu câte zile a zlăbit. Da. Și s-a pușcat, că de dureri de alea, așa am înțeles. Trupul fostului polițist a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar pentru ucidere din culpă. Nervi, căldură și 10 de minute de așteptare. Asta au avut de îndurat aproape 400 de călători după ce locomotiva trenului s-a defectat pe un câmp din județul Bacău. Mulți pasageri nu au mai avut răbdare să aștepte o altă locomotivă care să-i ducă la destinație, așa că au luat-o prin lanurile de grâu, cu tot cu bagaje, ca să răzbată spre drumul european 85. Acolo au făcut autostopul pentru a ajunge în cel mai apropiat oraș. Trenul plecase din București și trebuia să ajungă la Burdujeni, județul Suceava. N-a mai reușit însă. În județul Bacău, între Adjud și Sascut, fix în mijlocul câmpului, locomotiva s-a defectat. Lumea e obosită, e nervoasă, e răbdare. Asta este, trei ore. Coboveți? Nu, scuze. În scurt timp, căldura a devenit insuportabilă, astfel că o bună parte a călătorilor nu au mai avut răbdare să aștepte o altă locomotivă ca să ajungă la destinație. Așa că și-au luat bagajele și au pornit pe jos pe câmp, prin lanurile de grâu și porumb, spre drumul european 85, care se vedea departe în zare, în speranța că vor fi luați la ocazie. Alți pasageri care aveau de bătut un drum mai lung au preferat să aștepte remedierea defecțiunii și au stat aproape 2 ore pe câmp la aproape 40 de grade Celsius, fără apă și mâncare. Într-un final, o locomotivă de la Mărășești a înlocuit-o pe cea defectă, iar trenul s-a pus în sfârșit în mișcare. Un incident asemănător s-a petrecut zilele trecute pe ruta București-Timișoara. O locomotivă care tracta un marfar a rămas în pan între filia și gura motorului. Toate trenurile de pe această rută din ambele direcții au rămas blocate în gările din apropiere, fie că erau de călător sau de marfă, și au înregistrat cumulat sute de minute de întârziere. A început la ora 10 și s-a blocat în doar câteva minute. Vorbim despre programul Rabla Local, un program nou prin care proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani primesc câte 3.000 de lei pentru casarea acestora și nu sunt obligați să-și cumpere autovehicule noi. Spre deosebire de vechiul program Rabla, în acest caz, fondurile de la mediu au fost distribuite către primăriile care s-au înscris și au fost acceptate. Peste 4.500 de persoane s-au înscris până la această oră. Colegul meu, Alex Turcu, ne spune despre ce e vorba. Alex, bună ziua, te ascultăm.
Bugetul programului este de 300 de milioane de lei. 240 de milioane de lei vin de la administrația Fondului pentru Mediu, iar restul banilor de la primării. Ministrul Mediului a anunțat că până la 100 de mii de români vor fi beneficiari ai acestui program. De aceea a fost și un interes foarte mare. Peste 500 de primării s-au înscris. Comunele pot să accepte între 50 și 100 de aplicații, orașele mici și medii între 100 și 1000, iar orașele mari, precum Brașov, Oradea, Galați, sectorul 5 sau sectorul 6, până la 5.000. Beneficiarii acestui program vor primi 3.000 de lei direct pe card și banii aceștia nu sunt condiționați de achiziția unui nou automobil, cum a fost în cazul programelor Rabla Classic sau Rabla Plus. Cum spune și tu, Olivia, atenție mare. Numărul celor care încearcă să acceseze site-ul administrației Fondului pentru Mediu crește de la oră la oră, motiv pentru care și de dimineață s-a blocat de mai multe ori. Cu mai multe detalii despre acest program, voi reveni la Focus 18. Și în timp ce la guvern se discută intens despre măsurile prin care statul stă să astupe gaura din buget, în piață prețurile la anumite produse și servicii încep să crească. Carburanții, de exemplu, sunt într-o continuă scumpire. Alexandra Popescu are detalii. Alexandra, bună ziua! Cu cât s-a scumpit benzina la pompă? Bun găsit, Livia! S-a scumpit benzina, s-a scumpit și motorina. Practic vorbim despre o continuă creștere a tarifelor carburanților, cel puțin în ultima săptămână. Așadar, dacă lunea trecută vorbeam despre un tarif de 6,70 lei, atât pentru benzină cât și pentru motorină, iată că astăzi, la unele benzinării, prețul este și cu 20 de bani mai mare. De exemplu, la stația de carburant de unde mă aflu, prețul unui litru de benzină costă 6,95 lei, în timp ce cel al unui litru de motorină costă 6,93 lei. Deci iată, ne apropiem vertiginos de pragul de 7 lei pentru litrul de carburant. De asemenea, aceste prețuri ar urma să mai crească, mai ales dacă guvernul intervine și va crește acciza la carburant, așa cum și-a propus de altfel în setul de măsuri pe care vrea să și-l asume în perioada următoare. De asemenea, la guvern sunt discuții ample despre cum va acoperi gaura din buget și cum vom menține deficitul bugetar în marja pe care ne-am propus-o pentru anul acesta. Se pare că, iată, sunt discuții despre reducerea secretarilor de stat cu 30%, dar și despre reducerea funcțiilor de conducere din instituțiile statului. Vorbim de altfel și despre eliminarea voucherelor de vacanță pentru cei care câștigă peste 10.000 de lei. Iată, sunt mai multe măsuri care se iau în discuție în acest moment, însă economiștii nu le văd neapărat cu ochi buni, spun că ele pot avea efect de moment, iar pe viitor totul să se întoarcă practic împotriva guvernanților. Însă despre acest subiect care va fi dezvoltat de altfel de specialiști, vom vorbi în seara aceasta la ora 18. Livia? Mulțumesc, Alexandra. România se împarte din nou între furtuni și caniculă. Astăzi, mare parte din țară este sub cod galben și portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Temperaturile nu vor depăși 29 de grade. Vara își va reintra însă din nou în drepturi, iar de la mijlocul săptămânii ne așteptăm la noi episoade de caniculă. Marți urmează să se încălzească în mare parte din țară. Vremea devenind călduroasă îndeosebie în sus și sud-vest, vor fi între 26 și 32, 34 de grade, urmând ca joi să fie din nou caniculă și disconfort termic ridicat în sud și vest și să se înregistreze maxime între 28 și 37 de grade. Bricul Mircea, nava școala Marinei Militare Române, s-a întors acasă. La bordul său, cadeții au străbătut peste 2000 de mile marine într-un voiaj de instruire în Marea Mediterană, iar astăzi au ajuns din nou în portul Constanța. Pe cheu, rudele și prietenii i-au așteptat cu emoții. Urcați pe catarge, cadeții și-au salutat familiile care așteptau emoționate la mal. Timp de 28 de zile, viitorii marinari au înfruntat capricile mării. Cu un lucru, spun ei, nu s-au obișnuit, dorul de casă. Mi s-a părut o experiență foarte frumoasă, la care nu mă așteptam să fie. A fost destul de greu cu rouă de mare, dar ne-am obișnuit cu treaba asta. Câte zile de furtună ați spus?
În jur de 4. Voiajul a fost unul plăcut. Am avut câteva zile în care am prins puțin agitație pe mare. Cum e ca femeie într-o lume a bărbaților? Este puțin greu, sincer, dar nu este chiar atât de imposibil. Elevi sau cadeții, români ori străini, fete sau băieți, toți au avut sarcini de îndeplinit pe vas. În fiecare zi, imediat după trezire, urma curățenia pe sectoare, apoi înviorarea și micul dejun. Iar până seara târziu, viitorii marinari militari au făcut instrucție și școală. Nu a fost timp de odihnă. Au făcut studenții față la toate provocările pe care le-am impus noi la bordul navei. Amintirile cu care rămân studenții, alea sunt cele mai frumoase. Pe cheu, rudele i-au întâmpinat cu ochii în lacrimi. Foarte grea a fost așteptarea. Noi mereu am avut relații la distanță, așa că ne-am obișnuit un pic, dar tura asta a fost mai greu. Nu mai pot. Mi-a fost dor de ei. Le-am urmărit mereu. Pe site-uri, pe tot. Pentru Nicoleta și Auraș a fost una dintre cele mai fericite zile din viața lor. Viitorul ofițer și-a cerut iubita în căsătorie chiar pe puntea navei. Nu am emoții, le așteptam acasă. Avem o relație de 8 ani aproape și acum pentru toată viața. Cadeții au navigat în Marea Mediterană și au făcut escale în porturile Palermo, Toulon, Palma, Gibraltar, Alger și Alexandria. Au tranzitat de asemenea și canalul Corint. Primul marș de instrucție al bricului Mircea a avut loc pe 3 iulie 1939. Pompierii români sunt tot mai solicitați în Europa. După ce-i trimiși în ajutor pentru a stinge incendiile din Grecia, alți 40 de militari au plecat în Franța. Acolo își vor ajuta colegii să lupte cu incendiile de pădure. Cei 40 de pompieri militari români provin din mai multe județe și au plecat din Arad spre Marsilia, cu mai multe autospeciale. Misiunea lor este de prepoziționare alături de pompierii francezi, gata să intervină în orice moment la incendiile de pădure. Și ideea este că în zonele de risc major, unde se știe că s-au cerut de mai multe ori intervenții internaționale, să există un număr de echipe, mai mici la număr, cum trimitem noi 40 de persoane, care stau acolo și așteaptă, adică suplimentează forțele din țara respectivă și așteaptă dacă apare ceva. Nu răspundem unei situații care a pornit și mergem și așteptăm dacă va fi vreo situație. Bihoreanul Andrei Malița este, la 22 de ani, cel mai tânăr membru al echipei de pompieri care a plecat în Franța. Fiind la început de carieră, Andrei speră să capete experiență în această misiune. Sper să învăț tehnica și modul de lucru al altor tipuri de organizații, cum sunt dotați francezii. O misiune care se va desfășura în regiunea Aix-en-Provence din Franța. Suntem un modul specializat pe stingerea incendiilor forestiere. Ceea ce se întâmplă cu clima în Europa, în general și în lume, este o situație de urgență care în următoarea perioadă va da bătăi mari de cap omenirii. În timpul acestei misiuni, noi vom sprijini pompierii francezi în desfășurarea acțiunilor de răspuns în situația producerii incendiului de pădure și totodată vom încerca să uniformizăm și să deprindem proceduri și tehnici noi de intervenție. Colegii mei, membrii din cadrul acestui modul, sunt foarte bine pregătiți și gata să facă față oricăror provocări. Misiunea românilor în Franța se desfășoară sub egida Direcției Generale de Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar și va dura până pe 2 septembrie. Numărul militarilor ar putea fi suplimentat dacă până atunci se vor înregistra incendii de pădure semnificative. Războiul ajunge și în Rusia, sunt cuvintele președintelui Zelenski după atacurile cu drone din peninsula Crimea și de la Moscova, unde au fost vizate clădiri de birouri. Ca răspuns, rușii au bombardat masiv astăzi în Donețk. În urmă cu puțin timp, doi oameni și-au pierdut viața după ce un bloc a fost atacat cu rachete. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи... Imagini apocaliptice în Statele Unite. Un incendiu scăpat de sub control face ravagii în statul California. Vegetația uscată și vântul puternic alimentează flăcările care pârjolesc totul în cale. Peste 2000 de oameni au fost evacuați. Focul a ajuns și în statul Nevada, aproape de Las Vegas.
Incendiul a izbucnit în rezervația națională Mojave din California și în mai bine de 48 de ore, 280 de kilometri pătrați au fost distruși. Flăcările s-au răspândit rapid, iar pompierii le fac față cu greu. Peste 200 de salvatori au fost mobilizați atât de la sol cât și din aer. În sudul statului, peste 1300 de oameni au primit ordin de evacuare. În zone sunt multe ferme de cai și crame care riscă să fie distruse de flăcări. The York fire currently spans 70,000 acres. It's 0% contained, and as it's crossed our state line, as MJ mentioned, we've seen foggy skies and smelled smoke in the air. Vegetația uscată, dar și vântul întețit alimentează flăcările violente, care ajung și la 10 metri înălțime. Au ars o pădure de arbor Joshua, terenuri cu ienupăr și tufe de deșert, vegetație specifică statului California. Flăcările au trecut și granița până în statul Nevada. Deocamdată focul arde în deșert și nu a ajuns la locuințele oamenilor. Dacă nu va fi ținut însă sub control, riscă să provoace pagube uriașe. Mai mult, autoritățile avertizează că vremea nici nu se va îmbunătăți în următoarele zile. Prințul William al Marii Britanii a surprins pe clienții unui food truck din sudul Londrei când s-a transformat în vânzător de burgeri. Coming right up. Good morning, everyone. Thank you very much. Yeah, that's Prince William. Moștenitorul tronului britanic a lăsat îndatoririle de prinț pentru o zi și a servit Earthshot Burgers. El a onorat astfel munca depusă de câștigătorii premiului Earthshot, creat pentru a ajuta la dezvoltarea de soluții pentru problemele de mediu. Stațiunea hunedoreană Vața Băi a revenit cu fast în circuitul turistic după 13 ani. Renovată și reamenajată complet, cu facilități total moderne, a fost o încântare pentru fiecare turist. Și au fost sute cei care abia așteptau deschiderea oficială și un prilej bun de distracție și relaxare. Și cum muzica este cel mai bun liant spre deconectarea de la grijile cotidiene, trupa Compact a oferit un spectacol de neuitat. Pe lângă oferta balneoclimaterică bogată, vizitatorii au avut parte și de o surpriză de proporții. Paul Ciuci, alături de legendarea trupă Compact, i-a încântat pe cei prezenți într-un concert electrizant. De la mic la mare, toată lumea a cântat într-o voce cu artiștii hiturile lansate de-a lungul timpului. Suntem din Baia Mare și am venit să ne distrăm la concert Compact. N-am mai fost aici, dar suntem impresionați și de piscină, și de locație, și de tot ce oferă zona. Dragostea arătată de public i-a încântat pe cei din trupa Compact. Dacă publicul cântă cu tine, înseamnă că și a rămas la concert până la final, înseamnă că are drag de trupa asta și cred că îi cucerim cu sinceritate. Da. Eu am văzut publicul printre bețe, dar eu cred că s-au simțit foarte bine. Nu doar de public au fost încântați membrii trupei Compact, ci și de complexul de la Vața Băi. Este un loc plăcut, este aproape de la zero construit, nu? Reabilitat, recondiționat, arată extraordinar, oamenii sunt foarte primitori, ne-am simțit foarte bine aici. 13 ani au așteptat hunedorenii ca stațiunea Vața Băi să revină în circuitul turistic. Acum spun că așteptarea a meritat. Am sentimentul nostalgiei că Vața, care era mai de mult un loc liniștit, un loc frumos, în sfârșit înflorește. Ce înseamnă locul acesta pentru tine? Locul copilăriei, practic. Aici am copilărit, aici am venit la strand și îmi pare foarte bine că s-a redeschis stațiunea. După o seară aflată sub semnul distracției și a muzicii bune, a urmat o dimineață și o zi de relaxare la Vața Băi. Turiștii au petrecut după bunul plac și au avut de unde alege. Unii s-au plimbat prin parcul complexului și pe lângă fântânile arteziene. Alții au ales terasele, dar de departe, epicentrul distracției a fost în bazinele termale. Și voi la Vața Băi!
prima zi și am venit să vedem ce s-a realizat în funcție de investiție. E curat, foarte frumos, ne bucurăm și o să mai venim. Care sunt beneficiile apei termale? Apa termală de la Vața de Jos are un pH cuprins între 8 și 9, nu este radioactivă, are multiple beneficii pentru mai multe patologii, din punct de vedere neurologic, gastrointestinal. După 13 ani, băile de la Vața sunt gata să redevină un reper pe harta turismului din România. Temperaturile ridicate aduc în această perioadă o invazie de musafiri nepoftiți în case, muște, țânțari și tot felul de insecte deranjante. Iar singura soluție să scăpăm de ele sunt substanțele otrăvitoare. Mare atenție însă cum le folosim, riscul să ne intoxicăm cu ele este foarte mare. Vorbim după publicitate despre acest subiect, rămâneți cu noi! Băzeitul enervant al țânțarilor ne poate strica liniștea nopților de vară. Așa că în fiecare casă există un aparat sau un spray antițânțari. Doar că acest gen de insecticide trebuie utilizate cu mare atenție pentru a evita accidentele asemenea celui de la Craiova, acolo unde doi soți s-au intoxicat cu un astfel de spray împotriva insectelor. În legătură telefonică directă cu noi se află acum medicul Diana Cimpoieșu, medic șef Upus Murdiaș, care îi spun bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne cum ar trebui să folosim astfel de dispozitive ca să evităm intoxicările. Dacă v-ați referit în mod special la cele destinate protecției împotriva țânțarilor, în cazul în care acestea sunt cumpărate din surse autorizate, așa cum se găsesc în cele mai multe supermarketuri, magazine pe piață, ele nu sunt dăunătoare pentru organismul uman. Sunt construite cu substanțe, sunt fabricate cu substanțe care nu dăunează organismului uman. Dacă ne referim la alt tip de insecticide, cum probabil se va descoperi în ancheta de la Craiova, care a avut efecte tragice, există produse destinate altor tipuri de insecte sau produse care nu sunt comercializate în mod normal, se găsesc în târguri, în piețe, se vând din surse neautorizate, care pot să produce efecte nocive, mergând, cum s-a văzut, până la afectare organică multiplă și decesul unor persoane care se expun la acest tip de insecticide. Probabil că în acest caz era indicat pe tubul respectiv dacă se folosește în interior sau în exterior. Sunt substanțe care se folosesc numai în exterior pentru anumite rozătoare, pentru anumite insecte. Sunt substanțe care se folosesc doar în agricultură și nu se dau în casă. Trebuie citit ce scrie pe ele. Și în general, pentru insecticidele destinate rozătoarelor, destinate altor tipuri de insecte care pot exista în gospodării, recomandarea este să se dea într-o încăpere, să nu existe persoane în încăperea respectivă, apoi să aerisească și atunci pot intra persoanele respective. Manifestările pot merge în cazul expunerii inadecvate la aceste substanțe, de la lucruri simple, gen reacții alergice, cu mâncărimi ale ochilor, cu usturimi ale feței, cu erupții cutanate, cu strănuți, până la manifestări foarte grave, manifestări digestive, neurologice sau hemoragii la nivelul mucoaselor, așa cum produc substanțele destinate combaterii rozătoarelor, șobolanilor. Cum ar trebui să reacționăm când avem astfel de simptome? Cum ar trebui să acordăm primul ajutor? Primul ajutor înseamnă că persoana a fost deja expusă, trebuie să întrerupă expunerea, să se spele pe față, pe piele, cu apă și săpun și, evident, să apeleze la
sistemul medical de urgență, fie cu ambulanța, fie cu prezentare directă la spital, dacă apar manifestări severe. Pentru manifestările alergice se pot adresa și medicului de familie, care poate identifica dacă este vorba despre o reacție alergică ușoară, cu stabilitate hemodinamică, și poate trata o astfel de reacție. Dacă sunt elemente severe, dificultăți în respirație, pierderea stării de conștiență, greață, vărsături, persoana nu se ține pe picioare, diaree, atunci e clar că trebuie să apeleze 112 și să ajungă la spital. Dar v-am spus, primul pas e de fapt prevenția și atenția la ce se cumpără, de unde se cumpără. Evident, oamenii vor continua să utilizeze acele substanțe pulverizate sau aplicate în casă sau din diverse dispozitive care sunt recomandate pentru uz uman, pentru că sunt foarte multe care se pot folosi în prezența persoanelor încăpere. Cei mai mulți folosim astfel de substanțe, chiar și în prezența copiilor. Atenție doar la nou-născuți, care într-adevăr sunt foarte fragili. Scrie cu litere mici, dar e important să citim. Și e foarte important să citim și nu să ne bazăm pe ceea ce ne recomandă unii vânzători, mai ales cei neautorizați. Doamna doctor, vă mulțumim pentru toate aceste sfaturi și pentru precizări. Mergem mai departe, acum gustul face o diferență, dar și vasul în care se prepară mâncarea. Sub această deviză s-au strâns zilele acestea la Sibiu zeci de olari din țară și străinătate. În încercarea de a-i convinge pe clienți de calitatea produselor lor, meșterii olari au devenit și bucătari de ocazie. Așa se face că au gătit în aer liber tocană de vită, gulaș sau ciorbe de tot felul. Nu oricum, ci la foc deschis și în oale de lut făcute tot de ei. Se vede cum se fierbe. Și abia este acum foc. Când focul este mai mare, se învârte toată mâncarea în vas. Acum mai am o jumătate de oră să termin. Sabolcs Sarcani este un meșter olar din Oradea. La târgul de la Sibiu a vrut să demonstreze că se pricepe de minune să modeleze lutul, dar și să gătească. În acest fel, spune olarul, clienții săi se vor convinge de calitatea vaselor pe care le produce. Am încercat cu sarmale. Am făcut 60 de sarmale și 30 am pus într-un vas de tablă și 30 într-un vas de ceramică. Nu numai că gustul nu a fost la fel, dar nici culoarea nu a fost la fel. Târgul olarilor de la Sibiu a reunit 45 de olari din România, Ungaria și Republica Moldova, la Muzeul Astra din Sibiu. Ei au gătit rețete tradiționale, pe vatră deschisă, în vasele de lut create chiar de ei. Și ce a spus în ea? Păi, carne de porc, fasole verde, cu smântână. Ce-ați pregătit aici? Tocăniță de fasole verde. Și ați pregătit-o în? În vas de lut. Păi un olar în ce să gătească dacă nu într-un vas de lut? Și gustul ia tu dacă îl facem într-un vas de lut. Sperați să-i convingeți și pe potențialii cumpărători de calitatea? Păi de-aia și suntem, ca să și demonstrăm că în astea se pot face, se poate găti. Asta este ideea târgului, ca olarii care participă la târg să gătească în oale de lut și publicul să vadă cum se gătește și cum se pot prepara rețete în oale de lut. Strădania olarilor bucătari nu a trecut neobservată. Iubitorii bucatelor tradiționale, dar și cei ai vaselor ceramice, s-au declarat încântați de combinație. E ok, e gustos, totodată olarul ăla arată cât de bune vasele le face, adică sunt rezistente la gătit și nu numai pentru decor. Foarte gustos, foarte gustos, mult mai gustos decât. Sunt două elemente, vasul, ceramica plus lemnele, focul de lemn. Specialiștii atrag însă atenția asupra oalelor de gătit din lut, care trebuie să respecte unele criterii de calitate. Asta e cam de vreo 8 litri, celălalt e cam vreo 12 litri. Și ce e special în oalele ăștia este că sunt din lut special cu șamotă. La temperatură ridicată sunt arse, la 1100 și după aia la 1040. Ce se poate găti în el? În așa se poate găti orice. Rezistă la șocuri termice, deci rezistă la foc direct. În funcție de mărime, un vas din lut în care se poate găti aproape orice poate costa între 100 și 700 de lei.
Intervenție neobișnuită în Parcul Național Paclenița din Croația. O tânără de 22 de ani a intrat brusc în travaliu și a născut. Ja sam prisustvovala porodima trudnica koje nisu bile svjesne da su trudne, ali u ovakvim uvjetima nikad do sad još. Tânăra se afla în vacanță cu părinții și cu partenerul. Ea spune că nu știa că este însărcinată. O echipă de salvatori a răspuns imediat semnalelor de ajutor. Salvatorii montane au fost și ei luați prin surprindere pentru că nici nu erau echipați pentru astfel de intervenție. Norocul a fost că printre ei se afla un anestezist care a putut să o ajute pe fată să nască. Mama și copilul sunt acum în afara oricărui pericol și se află la un spital din apropiere. Au milioane de fani în întreaga lume și fac milioane de dolari dintr-o singură postare pe Instagram. Zeci de vedete de peste ocean încasează sume colosale pentru reclamele pe care le postează pe rețelele sociale. Deși platforma are mai puțini utilizatori decât YouTube sau Facebook, rata de implicare pe Instagram este mai mare, astfel că și banii pe care influencerii îi primesc sunt mai mulți. În 2023, un click pe Instagram valorează 3,56 dolari. Nu e de mirare că starurile internaționale încasează milioane atunci când fac reclame diferitelor produse. Pe locul întâi în acest an se află jucătorul de fotbal Cristiano Ronaldo. Când nu postează imagini de la meciuri sau cu familia, Ronaldo face reclame atât produselor din marca sa proprie, cât și pentru alte branduri de top. Fiindcă este numărul 1, Cristiano încasează 2,4 milioane de dolari pentru fiecare postare sponsorizată, potrivit unor studii realizate anul trecut. Ronaldo are cu 200 de milioane de urmăritori mai mult decât a doua persoană de pe listă, așa că cel mai probabil a cerut cu cel puțin jumătate de milion de dolari mai mult decât Kylie Jenner, care se clasează pe locul 2 în top și este prima femeie din acest clasament. Vedeta are 398 de milioane de urmăritori și încasează numai puțin de 1,8 milioane de dolari pentru fiecare postare sponsorizată. Locul 3 este deținut de alt fotbalist celebru, Lionel Messi. La fel ca Ronaldo, fotbalistul face numeroase postări cu reclame, atunci când nu postează imagini cu familia. La 480 de milioane de urmăritori, Messi încasează 1,77 milioane de dolari pentru fiecare postare. Cântăreața Selena Gomez se situează pe locul al patrulea în top. Are 426 de... Starul din Fast and Furious, Dwayne The Rock Johnson, are 388 de milioane de urmăritori și încasează 1,71 milioane de dolari pentru fiecare reclamă. Actorul postează des și ține fanii la curent cu toate noutățile din viața sa. Locul al șaselea este ocupat de celebra Kim Kardashian. Vedeta primește 1,68 de miliarde de dolari pentru fiecare reclamă și profită de numărul mare de urmăritori, peste 363 de milioane. Ariana Grande ocupă locul 7. Cântăreața încasează 1,68 de milioane de dolari per postare și aceasta folosește platforma ca instrument pentru promovarea brandului de beauty lansat în 2021. De când a anunțat că divorțează, Ariana Grande a câștigat 500.000 de noi urmăritori. Queen Bee ocupă și ea un loc în acest top și urmează pe Ariana Grande îndeaproape. În timp ce celelalte vedete urmăresc câteva zeci sau sute de alte conturi, Beyoncé nu urmărește niciun cont, însă este urmărită de 315 milioane de persoane. Starul primește 1,39 de milioane de dolari pentru fiecare reclamă sponsorizată. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Deși se află pe locul al 16-lea, analiștii spun că Katy Perry folosește cel mai bine impactul platformei. Analiștii spun chiar că vedeta a câștigat mai bine de pe fiecare urmăritor decât ceilalți din top 20. Modelingul nu mai are vârstă. O competiție din China la care au participat 62 de echipe din întreaga țară le readuce zâmbetul pe buze seniorilor. 2000 de oameni s-au înscris, iar concursul li se adresează tuturor celor cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani. Singura cerință, voința.
Concursul de modeling, care are loc la Beijing, este o adevărată provocare pentru seniori. Jurul acordă note în funcție de coreografie și de costumele purtate. Cei 2000 de participanți s-au întrecut în ținute și mișcări. Dacă unii participanți sunt la început de drum, alții au experiență. Bine an de an, iar scopul este să cunoască oameni, dar și să țină pasul cu tendințele. Cei care se ocupă de organizarea echipelor participante sunt extrem de bucuroși să vadă atât de mulți seniori care își doresc să continue să învețe lucruri noi. Evenimentul se află la 36-a ediție și capătă, treptat, din ce în ce mai multă amploare în China. Laurențiu Reghecamp a debutat cu o remiză la Craiova. Cum a ratat echipa lui Victoria în derbiul cu CFR, aflați la Focus Sport după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Scene șocante s-au petrecut într-o localitate brăileană. Un individ a fost filmat în timp ce făcea gesturi obscene într-o zonă în care erau mai mulți copii. Bărbatul a fost identificat deja de polițiști după imagini. Este șofer de tir și a fost dat în urmărire. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere din satul Brăilean, Valea Cânepii, din comuna Unirea. În imagini se vede cum bărbatul oprește mașina ziua în amiaza mare, într-o zonă frecventată de minori. Își dă pantalonii jos și începe să facă tot felul de gesturi obscene. Furioși localnici au anunțat autoritățile. Da, oprit mașina pe colț chiar în poartă acolo, era cât niște copii acolo. Și s-a dezbrăcat. A stat în picioare, după aia s-a pus pe vinii și a arătat la fete. Am văzut pe cameră, pe camera de supraveghere. Și am scos de acolo și eu am fost cel care am și postat pe Facebook. Din cauza că am un copil de 7 ani și o fetiță de 7 ani și eram foarte indignat. Eu am sunat și la poliție, a venit poliția. E ceva inacceptabil, nu pot să concep așa ceva. În timp ce recurgea la aceste gesturi, a recurs la aceste gesturi, a trecut un copil pe stradă. Ziua în amiaza mare, din păcate, este strigător la cer, ce să vă spun. Acum o să fim și noi mai atenți cu orice persoană străină intră în comunitate. Avem paza locală. Individul nu ar fi la primul comportament de acest fel. N-a mai fost la noi, dar am înțeles că a fost la Tichelești, la Gropeni. Deci nu e prima oară când face gesturi obscene. Asta și în alte localități. Da, din datele pe care le avem la momentul ăsta. Polițiștii au verificat imaginele și au aflat că exhibiționistul este un șofer de tir care acum e plecat în cursă. Oamenii legii îl caută pentru a-l duce la audieri. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii l-au identificat pe cel din imagini, fiind vorba de un bărbat în vârstă de 53 de ani din comuna Gropeni. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultra contra bunelor moravuri. Bărbatul riscă între 2 luni și 3 ani de închisoare sau amendă penală. În timp ce la guvern se discută intens măsurile prin care statul să astupe gaura din buget, în piață prețurile la anumite produse și servicii încep să crească. Carburanții, de exemplu, sunt într-o continuă scumpire. Alexandra Popescu are detalii. Alexandra, bună ziua! Cu cât s-a scumpit benzina la pompă? Bun găsit, Livia! S-a scumpit benzina, s-a scumpit și motorina. Practic vorbim despre o continuă creștere a tarifelor carburanților, cel puțin în ultima săptămână. Așadar, dacă lunea trecută vorbeam despre un tarif de 6 lei și 70 de bani, atât pentru benzină cât și pentru motorină, iată că astăzi, la unele benzinării, prețul este și cu 20 de bani mai mare. De exemplu, la stația de carburant de unde mă aflu, prețul unui litru de benzină costă 6,95 lei, în timp ce cel al unui litru de motorină costă 6,93 lei. Deci iată, ne apropiem vertiginos de pragul de 7 lei pentru litrul de carburant.
De asemenea, aceste prețuri ar urma să mai crească, mai ales dacă guvernul intervine și va crește acciza la carburant, așa cum și-a propus de altfel în setul de măsuri pe care vrea să și-l asume în perioada următoare. De asemenea, la guvern sunt discuții ample despre cum va acoperi gaura din buget și cum vom menține deficitul bugetar în marja pe care ne-am propus-o pentru anul acesta. Se pare că, iată, sunt discuții despre reducerea secretarilor de stat cu 30%, dar și despre reducerea funcțiilor de conducere din instituțiile statului. Vorbim de altfel și despre eliminarea voucherelor de vacanță pentru cei care câștigă peste 10.000 de lei. Iată, sunt mai multe măsuri care se iau în discuție în acest moment, însă economiștii nu le văd neapărat cu ochii buni, spun că ele pot avea efect de moment, iar pe viitor totul să se întoarcă practic împotriva guvernanților. Însă despre acest subiect care va fi dezvoltat de altfel de specialiști, vom vorbi în seara aceasta la ora 18. Livia? Mulțumesc, Alexandra. O plimbare prin capitală poate fi o adevărată aventură. Iar dacă ești străin, turist la noi, poate să pară chiar misiune imposibilă. Marcajele sunt ca și inexistente sau trasate de busolant, iar trecerile de pietoni sunt nemarcate. Dar să stăm liniștiți. Autoritățile spun că în câteva luni va fi mai bine, va fi normal. Pentru șofer sau pieton, deopotrivă, sunt câteva chestiuni care au devenit obișnuințe, deși nu ar trebui. Marcaje rutiere inexistente, șterse sau trasate contradictoriu, trotuare denivelate, găurite sau crăpate, treceri de pieton șterse sau nemarcate, șoferi care parchează cum doresc, unde doresc, cât doresc. Ei bine, spun autoritățile, o să uităm curând de toate acestea. De câte ori am auzit că se va face, se va rezolva, se va schimba? Primăria Capitalei, prin administrația străzilor, a început deja în acest an acest proces pentru partea de reparații trotuare, cât și pe partea de reparații carosabil, dar și marcajele rutiere. Când spui peste 80 de bulevarde și încă 26 de artere care vor intra în reparații serioase în România anului 2023, pare că termenul de execuție va fi problema. La căldurile de afară, la aglomerația din oraș, chiar și după terminarea școlilor, optimismul autorităților pare greu de crezut. Plus că vorbim despre lucruri pe care le așteptăm de mulți ani, de zeci de ani. Și faptul că vedem o porțiune intrată în reparații nu ne face să credem că toată strada va arăta așa. Ce să mai vorbim despre 80 de străzi. Noi avem execuția gândită pe timp de 6 luni de zile. Am gândit execuția imediat după terminarea școlilor, tocmai pentru a nu încurca traficul. Lucrările noastre se desfășoară în special noaptea, atât pe partea de marcaje rutiere, cât și pe partea de reparații carosabil. Doar pe partea de reparații trotuare vom interveni și pe timp de zi. Putem fi cârcotași, să spunem că promisiuni am mai auzit, lucrări începute și neterminate am mai văzut, vina aruncată de la o administrație la alta e ceva obișnuit. De ce ar fi acum diferit? Sunt bani la buget pentru prima dată, e ceva ce spun mai nou autoritățile. Suntem pe Lascăr Catargiu, e un bulevar care în 6 luni se va schimba complet, ok? Primăria Capitalei prin administrația străzii va intervine atât pe partea de carosabilă, acolo unde necesită reparații, dar și pe partea de trotuare, unde le vom reamenaja în totalitate. Istoria ne învață că majoritatea trotuarelor arată cum arată, tocmai pentru că abordarea a fost doar peticirea. Până acum, pe arterele principale nu au început lucrările la trotuare, mai sunt totuși 5-6 luni în care să înceapă și să fie încheiate. Veți spune la fel și spațiile verzi. Spațiul verde va fi reamenajat, inclusiv reamenajat spațiul verde. Vom schimba toți stâlpișorii, vedem în momentul de față că ei sunt diferiți, au fost puși de-a lungul anului, toți vor arăta la fel. Vom interzice parcarea mașinilor pe trotuare. Pare că centrul orașului sau arterele principale sunt singurele care vor beneficia de schimbări. E drept că în acest moment doar între Piața Romană și Piața Universității se văd lucrări pe carosabil. Marcajele rutiere mai au de așteptat. Suntem pe bulevardul Magheru, mă rog, pe o bretea laterală și lucrurile arată rău. Lucrurile arată rău, după cum se poate vedea clar. Din păcate, soluția la momentul respectiv a fost una cu această piatră care nu rezistă traficul rutier și de aceea vom interveni. Aici cred că vorbim de cel puțin 15-20 de ani de când nu s-a mai intervenit.
Au fost mai multe lucrări edilitare de-a lungul timpului. De pe șoseaua Alexandriei și așa ar trebui să arate, asta ca să vedeți că nu trebuie să fii în centru ca să arate bine o trecere de pietoni. Dar promisiunile sunt că în 6 luni lucrurile ar trebui să arate așa în tot Bucureștiul. Așa este, în 6 luni de zile vom marca peste 120.000 de metri pătrați, vom marca mare parte cu termoplast, cu material care durează cel puțin 2 ani de zile. După cum se vede, aici avem o porțiune care arată foarte bine, aici avem o porțiune unde putem spune așa nu. De câte ori ați auzit 6 luni? De cel puțin 3 ori am folosit acest termen. Autoritățile par sigure că acest termen va fi respectat, că cele 78 de artere vor fi reparate, reasfaltate și marcate corespunzător. Stâlpișorii vor proteja spațiile verzi de mașinile care vor să fie parcate acolo. Trecerile de pieton vor fi marcate, luminate și alimentate cu panouri fotovoltaice. Sună frumos, prea frumos, mai ales că stăm în capitala în care timp de zeci de ani nu s-au respectat promisiunile de anvergură. Dar rămâne să vedem Bucureștiul în cel mult 6 luni și răspunsurile autorităților. Stațiunea Hunedoreană Vața Băi a revenit cu fast în circuitul turistic după 13 ani. Renovată și reamenajată complet, cu facilități total moderne, a fost o încântare pentru fiecare turist. Și au fost sute cei care abia așteptau deschiderea oficială și un prilej bun de distracție și relaxare. Și cum muzica este cel mai bun liant spre deconectarea de la grijile cotidiene, trupa Compact a oferit un spectacol de neuitat. Pe lângă oferta balneoclimaterică bogată, vizitatorii au avut parte și de o surpriză de proporții. Paul Ciuci, alături de legendarea trupă Compact, i-a încântat pe cei prezenți într-un concert electrizant. De la mic la mare, toată lumea a cântat într-o voce cu artiștii hiturile lansate de-a lungul timpului. Suntem din Baia Mare și am venit să ne distrăm la concert Compact. N-am mai fost aici, dar suntem impresionați și de piscină, și de locație, și de tot ce oferă zona. Dragostea arătată de public i-a încântat pe cei din trupa Compact. Dacă publicul cântă cu tine, înseamnă că și a rămas la concert până la final, înseamnă că are drag de trupa asta și cred că îi cucerim cu sinceritate. Da. Eu am văzut publicul printre bețe, dar eu cred că s-au simțit foarte bine. Nu doar de public au fost încântați membrii trupei Compact, ci și de complexul de la Vața Băi. Este un loc plăcut, este aproape de la zero construit, nu? Reabilitat, recondiționat, arată extraordinar, oamenii sunt foarte primitori, ne-am simțit foarte bine aici. 13 ani au așteptat hunedorenii ca stațiunea Vața Băi să revină în circuitul turistic. Acum spun că așteptarea a meritat. Am sentimentul nostalgiei că Vața, care era mai de mult un loc liniștit, un loc frumos, în sfârșit înflorește. Ce înseamnă locul acesta pentru mine? Locul copilăriei, practic. Aici am copilărit, aici am venit la strand. Și îmi pare foarte bine că s-a redeschis stațiunea. După o seară aflată sub semnul distracției și a muzicii bune, au urmat o dimineață și o zi de relaxare la Vața Băi. Turiștii au petrecut după bunul plac și au avut de unde alege. Unii s-au plimbat prin parcul complexului și pe lângă fântânile arteziene. Alții au ales terasele, dar de departe, epicentrul distracției a fost în bazinele termale. Prima zi și vine să vedem ce s-a realizat în funcție de investiție. E curat, foarte frumos, ne bucurăm și o să mai venim. Care sunt beneficiile apei termale? Apa termală de la Vața de Jos are un pH cuprins între 8 și 9, nu este radioactivă, are multiple beneficii pentru mai multe patologii, din punct de vedere neurologic, gastrointestinal. După 13 ani, băile de la Vața sunt gata să redevină un reper pe harta turismului din România.
Chiar dacă astăzi avem parte de ploi și de vreme instabilă, meteorologii ne anunță că nu am scăpat încă de căldură. Iar vremea caniculară este dificil de suportat nu doar pentru noi, ci și pentru prietenii necuvântători. Dintre animalele de companie, câinii sunt cei mai afectați de căldură. Medicii veterinari spun că trebuie să avem grijă la orele când ieșim cu ei la plimbare și, la fel ca în cazul nostru, hidratarea este esențială. Îmi place la ventilator. E răcoritor. Lucian roz, pentru mine e răcoritor. Este doar una dintre metodele prin care iubitorii de animale încearcă să-și ajute patrupezii să treacă mai ușor peste zilele caniculare. Suferă și ei? Suferă, cum să nu. Suferă de căldură, mai ales pentru că căldura la sol este mult mai mare la nivelul lor și atunci resimt mult mai puternic decât am simțit noi la o înălțime mai mare. Îi ține mai mult la umbră. Și le facem duș des, adică după fiecare ieșire, cam asta. Veterinarii spun că e important să ținem cont de câteva sfaturi simple, dar esențiale. Să aibă tot timpul apă proaspătă la discreție, nu trebuie să fie foarte rece de la frigider, dar să fie o apă proaspătă, să aibă tot timpul la îndemână pe tot parcursul zilei. Atâta timp cât aerul condiționat funcționează în parametri normali și a fost curățat și igienizat, nu le dă niciun fel de problemă, la fel cum este pentru noi, este și pentru ei, nu îi afectează în vreun fel. Câinii sunt cei mai afectați de temperaturile înalte, în special rasele cu botul turtit, cum ar fi buldogii și shih tzu. Pentru că au deficiență de respirație, își reglează mai greu temperatura. Și atunci e foarte important pentru ei să nu îi scoatem pe timpul zilei afară. Dimineața foarte devreme, seara mai târziu când s-a dus căldura și s-a răcit asfaltul. În primul rând că iubim ca pe copiii noștri, deci clar nu suferă de nimic. Aveți mai multă grijă de ei decât de dumneavoastră? Cu siguranță. Ea e viața mea. Ne-a seama, măică? Îl periem. Și constant. Avem grijă să fie deparazitat tot timpul anului. Nu ținem prea mult afară. Cum vedeți, e și tuns. În cazul câinilor cu blană lungă, aceasta trebuie scurtată, dar cu grijă. Nu este nevoie să-i tundem foarte scurt, pentru că asta blana îi protejează și de radiațiile solare. Dacă îi tundem foarte scurt, există posibilitatea să producem arsuri de piele. Cum pot petrece toată ziua în casă, fără să iasă la plimbare, pisicile sunt mai norocoase. Mai are momente și momente, când stă la 40 de grade în balcon pe dulap sus, când vine în casă și se trântește pe gresie, pe jos, adică ea nu pare să aibă probleme. Într-un fel sau altul, natura are grijă de necuvântătoare. Zoologia ne arată că animalele se adaptează mai ușor decât oamenii la schimbările de mediu. Să le înconjurăm cu dragoste și să le oferim atenție e, în cele din urmă, sfatul esențial, indiferent de anotimp și de vreme. Haide, Charlie! Haide, Charlie! Papa face apel la Rusia să revină la acordul privind transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, din care s-a retras pe 17 iulie. Strigătul a milioane de frați și surori care suferă de foame se înalță la cer, a spus suveranul pontif. Non ci siamo di pregare per la martoriata Ucraina, dove la guerra distrugge tutto, anche il grano. E questo è una grave offesa a Dio, perché il grano è dono suo per sfamare l'umanità. E il grido dei milioni di fratelli e sorelle che soffrono la fame sale fino al cielo. Faccio appello ai miei fratelli, le autorità della Federazione Russa affinché sia ripristinata l'iniziativa del Mar Nero e il grano possa essere trasportato in sicurezza. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o avertizare de vreme rea. Avem parte de ploi, de grindină și de vijelii. Așa că o invit pe colega mea, Roxana Gheorghean, să ne spună cum va fi vremea în perioada următoare. Roxana.
Bună ziua, Livia! Bun găsit tuturor! Astăzi s-a răcit în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 29 de grade, cu valori ușor mai ridicate în Banat și în Oltenia, unde sunt cam 30-32 de grade. Predomină atmosfera instabilă, așa cum ai zis și tu, în special în jumătatea de est a țării. Vântul va avea intensificări, vor fi rafale de 60-70 de km pe oră, iar pe alocuri vor fi vijelii și este posibil să cadă și grindină. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar vântul își va face simțită prezența și în partea de sud-est a țării. La noapte, în regiunile estice, va continua să plouă. În restul țării, cerul va fi variabil, iar vântul va fi activ în sud-vest. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în depresiuni și 20 de grade pe litoral. De mâine, în schimb, vremea se încălzește din nou în cea mai mare parte a țării. În sud și în sud-vest, vremea va fi călduroasă, averse vor mai fi izolat doar prin zonele montane și submontane, iar spre dimineață și în partea de nord-vest a țării, unde vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 32 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Noi ne revedem la Focus 18 cu mai multe detalii. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Numai bine! Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar revenim imediat. Un sondaj făcut de o platformă de turism a arătat un adevăr pe care bărbații îl știu de mult. Când e vorba de vacanțe, doamnele sunt cele care decid destinația și detaliile vacanțelor. Invitatul meu de la această oră este Ionuț Nedea, fondatorul și proprietarul unei agenții de turism, care îi spun bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Din datele obținute de platforma dumneavoastră, 60% dintre rezervările făcute pe litoralul românesc le aparțin femeilor. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Așa este, era un lucru poate ușor de anticipat și nu pentru motivele pe care poate le intuiți dumneavoastră, ci pentru că, în general, vacanțele pe litoral sunt consumate în mod special de către familii cu copii și dacă soția sau doamnele sunt cele care decid, factorul de influență de cele mai multe ori este copilul și atunci mamele, doamnele sunt mult mai preocupate să satisfacă dorințele copiilor decât tații. Acesta este o posibilă explicație, însă cu siguranță mai sunt și altele. Spuneți-ne ce așteptări au familiile de la o vacanță pe litoral și care este profilul turistului care alege litoralul românesc? În mod evident, toată lumea se așteaptă să petreacă un timp de calitate aici și pentru asta este important nu doar prețul unui sejur, ci este foarte important ceea ce primești, respectiv serviciile de care beneficiezi, calitatea acestor servicii, cât de complex este pachetul turistic, dacă el include servicii de masă, dacă include servicii pe plajă, locuri de joacă pentru copii și așa mai departe. În ultimii ani am constatat că în această zonă se orientează așteptările turiștilor noștri, respectiv către calitatea serviciului mai mult decât în direcția prețului. Și cum se fac rezervările? Prin agenții, online? Cum preferă românii? Sigur, din ce în ce mai mulți turiști au migrat către zona de online. Noi vedem lucrul acesta, noi suntem o agenție exclusiv online și observăm în fiecare an că sunt din ce în ce mai mulți turiști care au venit din offline în online și observăm inclusiv pe segmente de vârstă care ar putea să ne surprindă persoane de peste 65 de ani, într-o proporție de 10%, fac rezervări exclusiv online. Este un lucru care a început să se manifeste în perioada de pandemie, când oamenii de nevoie au trebuit să se adapteze la sistemul de cumpărături online și atunci iată că avem niște efecte și în zona de turism. Așadar, cred că e o tendință care se va accentua și în următorii ani.
Care este bugetul cheltuit în medie de români anul acesta? A crescut față de anul trecut? Au crescut și prețurile? Prețurile au crescut ușor față de anul trecut. Era normal, pentru că știm foarte bine că au crescut costurile foarte mult. Însă, în mod surprinzător, bugetul a rămas același, ceea ce înseamnă că s-a făcut un compromis la perioada de sejur, respectiv românii au venit, au stat mai puține zile la mare decât anul trecut, în așa fel încât să nu-și afecteze bugetul. Au cheltuit la fel ca anul trecut, undeva în jur de 500 de euro media pe sejur pentru două persoane. Din experiența dumneavoastră, ce nemulțumiri există când vine vorba de vacanțele pe litoral? Și dacă anul acesta sunt mai multe față de alți ani, s-au ameliorat condițiile pe litoralul românesc față de anii trecuți? Să știți că există în ultimii 10 ani o tendință de ameliorare de diminuare a reclamațiilor, ceea ce înseamnă că este o creștere a standardului de calitate pe litoral. În general, gradul de satisfacție este undeva la 75% pe litoralul românesc, ceea ce este destul de bine. Însă mai sunt și lucruri de făcut, mai sunt lucruri de corectat. Dacă ne referim strict la active hoteliere, așadar la dotări, camere și așa mai departe, putem să spunem că undeva 90-95% dintre hoteluri sunt renovate în ultimii 5 ani, într-o măsură mai mare sau mai mică, deci probleme nu ar fi în zona aceasta. Atunci când apar probleme, în general apar în zona de servicii. Iar aici, sigur, cauzele sunt multiple, dar de cele mai multe ori în ultima vreme se axează pe lipsa de personal și de aici dificultatea profesionalizării lui, pentru că dacă nu l-ai pe termen lung, e foarte greu să poți să profesionalizezi. Dar, în general, în ultima vreme, să știți că serviciile s-au îmbunătățit, gradul de satisfacție a crescut. Un ultim sfat pentru turiștii care aleg litoralul nostru: cum să evite țepele și cum să negocieze corect cu un operator de turism? Păi este foarte important, în primul rând, să apeleze la operatori licențiați, la agenții de turism. Trebuie spus că în România este acest sector al agențiilor de turism este foarte bine reglementat. Există niște prevederi legale, inclusiv legate de garantarea sejurilor, niște asigurări pe care noi, ca tur operatori, suntem obligați să le avem, în așa fel încât să fim acoperiți în cazul nedorit al insolvenței și așa mai departe. Dar mai mult decât atât, funcționăm pe niște legi foarte clare care nu ne permit să lucrăm cu unități neclasificate, cu tot felul de, apartamente care nu lucrează cu documente legale și așa mai departe. Este garanția că nu pot lua țeapă dacă lucrează cu agenție de turism. Iar în ceea ce privește negocierea, discuțiile cu agenție de turism, sigur, aici rămâne la atitudinea fiecăruia, dar trebuie spus că, în general, un tur operator vine cu ofertele de la hoteluri, practic mediază relația dintre turist și hotel, adăugând pachetului fie servicii suplimentare, fie valoare suplimentară prin prestația sa, prin asistență în destinație, pre-rezervare, rezervare și post-rezervare, adică tot ceea ce se întâmplă în hotel, inclusiv gestionarea reclamațiilor. Domnule Nedea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste sfaturi. Mulțumesc. Mergem mai departe. Acum, se mai încadrează România în deficit? Au efect măsurile anunțate aproape zilnic de guvernanți? Cum ar putea să se termine epopeea revoluției fiscale pe care o tot plănuiește PSD și PNL? Analiștii momentului vin la Ciprian Aron în emisiune la Prima News. Ciprian, bună ziua! Ce invitație ai astăzi? Bună ziua, Livia, bun găsit tuturor! Va fi alăturie de noi aici la Prima News, începând cu ora 16, fostul ministru al muncii, Dragoș Pâslaru, europarlamentar și copreședinte Reper. Va fi alături de noi profesorul de economie Cristian Păun și jurnalistul Florin Otrocol, tocmai pentru a comenta la cald măsurile care pare să că au fost convenite de cele două partide care compun astăzi guvernarea. Am văzut mesaje venite și de la Marcel Ciolacu și de la Nicolae Ciucă cu privire la câteva
măsuri fiscale, unele care ar trebui, iată, să reformeze administrația publică și sigur că da, care vorbesc de un impact bugetar undeva la 6 miliarde de lei, dar pe de altă parte nevoia de bani a guvernului român e una destul de mare. Sunt anumite prognoze, sunt anumite analize care vorbesc despre un necesar de vreo 180 de miliarde, ceea ce e foarte mult. Nu știu ce poate avea la îndemână astăzi guvernul altceva decât, de pildă, niște împrumuturi, așa cum vorbesc foarte mulți analiști. Pe de altă parte, am văzut că se vorbește despre reducerea cheltuielilor în zona bugetară. Cel puțin ăsta a fost mesajul pe care l-au dat cei doi lideri ai coaliției astăzi, vorbind despre faptul că ar trebui ca această vreme complicată din punct de vedere fiscal să nu fie suportată de către privat, ci în primul rând de către stat. Va fi curios dacă lucrul ăsta chiar se va întâmpla și vom analiza așadar cu invitații noștri aplicat pendelete. În plus, vom discuta și despre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că știm că acolo s-a convenit, iată, nu ne mai putem permite același target al deficitului, dar, sigur, nu știu care ar putea fi valoarea sau plafonul spre care să se meargă, tocmai pentru a nu pierde banii din PNRR. Cipriana, zilele groaze au speriat o țară întreagă. Despre acest subiect vorbește deja și lumea internațională, iar premierul Marcel Ciolacu anunță măsuri de o duritate fără precedent. Nici mai mult, nici mai puțin decât dizolvarea unor instituții ale administrației publice. Începe așadar reforma? Ar trebui să înceapă, ar trebui să existe un moment T0, pornind chiar de la ceea ce vorbeam mai devreme, de la aceste măsuri fiscale care, iată, presupun eliminarea 20% dintre secretarii de stat, înjumătățirea sau cel puțin diminuarea numărului celor care compun cabinetele reprezentanților administrației publice locale și centrale, cabinetele primarilor, președinților de consilii județene, a șefilor de autorități și agenții din Guvernul României. Poate fi un început, la fel și de primastră. Sarea unor instituții care aibă atribuții complementare. Sunt foarte multe instituții care practic se calcă în picioare. Instituții de control, vorbea premierul, dar cred că și alte instituții. De pildă, îmi vine doar în minte să dau așa un exemplu pe care de altfel l-am auzit astăzi invocat și de către reprezentanții ai Partidului Național Liberal. De pildă, faptul că sunt diverse direcții care au cam aceeași componentă. Direcția agricolă, direcția fitosanitară, direcția pentru semințe, direcția pentru plăți și investiții în agricultură, APIA, toate ar putea, de pildă, fi structurate într-o singură entitate, tocmai pentru a flexibiliza sau a fluidiza și actul birocratic, dar și pentru a elimina o parte din aceste cheltuieli. O să discutăm despre acest subiect cu fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, dar va fi alături de noi și profesorul Liviu Radu, profesor de administrație publică la Universitatea Babeș-Bolyai și fost secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, asta începând cu 17. O ediție extrem de interesantă pe Prima News de la ora 16. Ciprian Aron, îți mulțumesc. Mulțumesc. Noi luăm acum o foarte scurtă pauză, dar revenim. Imagini apocaliptice în Statele Unite. Un incendiu scăpat de sub control face ravagii în statul California. Vegetația uscată și vântul puternic alimentează flăcările care pârjolesc totul în cale. Peste 2000 de oameni au fost evacuați. Focul a ajuns și în statul Nevada, aproape de Las Vegas. Incendiul a izbucnit în rezervația națională Mojave din California și în mai bine de 48 de ore, 280 de kilometri pătrați au fost distruși. Flăcările s-au răspândit rapid, iar pompierii le fac față cu greu. Peste 200 de salvatori au fost mobilizați atât de la sol cât și din aer. În sudul statului, peste 1300 de oameni au primit ordin de evacuare. În zone sunt multe ferme de cai și crame care riscă să fie distruse de flăcări. The York fire currently spans 70,000 acres. It's 0% contained and as it's crossed our state line, as MJ mentioned, we've seen foggy skies and smelled smoke in the air. Vegetația uscată, dar și vântul întețit alimentează flăcările violente care ajung și la 10 metri înălțime. Au ars o pădure de arbor Joshua, terenuri cu ienupăr și tufe de deșert, vegetație specifică statului California.
Flăcările au trecut și granița până în statul Nevada. Deocamdată focul arde în deșert și nu a ajuns la locuințele oamenilor. Dacă nu va fi ținut însă sub control, riscă să provoace pagube uriașe. Mai mult, autoritățile avertizează că vremea nici nu se va îmbunătăți în următoarele zile. Prințul William al Marii Britanii a surprins pe clienții unui food truck din sudul Londrei atunci când s-a transformat în vânzător de burgeri. Coming right up. Good morning, everyone. Thank you very much. Yeah, that's Prince William. Moștenitorul tronului britanic a lăsat îndatoririle de prinț pentru o zi și a servit Earthshot Burgers. El a onorat astfel munca depusă de câștigătorii premiului Earthshot, creat pentru a găsi noi soluții sustenabile de mediu. Dacă vă e dor de aer curat, să știți că noi avem în țară unul dintre cele mai frumoase drumuri montane, Transfăgărășanul. Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV, pentru că de la ora 16:30 vă invităm să urmăriți un nou episod din telenovela coreană Frumoasa Curtezană. Iar de la ora 18, Marius Aizu vă așteaptă.